toată lumea cunoaște epoca pe care a numit-o Marele Conducător, am pus ghilimele, al epocii respective, epoca de aur, considerând-o cea mai benefică pentru țara noastră și pentru poporul nostru. În realitate, lucrurile au stat ușor invers. Cartea cuprinde niște povestiri din epoca respectivă, cu subiecte care par unora de astăzi aproape imaginate. Deși eu am spus tuturor, cartea am scris-o nu din imaginație, ci doar din memorie. N-am avut nevoie de imaginație. Tot ce scrie acolo este real, afară de micile detalii, bineînțeles. Vă spunem că unii m-au întrebat, și nu foarte tineri așa, cei de în jur de 40 de ani, care erau copii pe vremea aceea când se jucau în spatele blocului cu cheia de gât și care mi-au zis, unde ai văzut tu lucrurile acestea? Unde ai văzut tu coada ca un mod de viață? Unde ați împărțit ultimul tacâm de pui la rând în piață? Când s-au întâmplat lucrurile acestea? Și s-au întâmplat. Înseamnă că aceasta va fi o carte pentru istorie. Zic, probabil că va fi, fiindcă lumea cu greu își poate imagina ce timpuri am trăit noi atunci. Sunt, poate chiar unele titluri ar putea sugera subiectele respective. Spuneam tocmai de ultimul tacâm. E vorba acolo despre coada ca un mod de viață, alt titlu, când la un moment dat vânzătoarea ne-a anunțat că s-au terminat pachetele cu pulpe de pui, au rămas numai tacâmurile. Nimeni nu s-a clintit de acolo. Au rămas fiecare gândindu-se că ar putea avea noroc să prindă ceva. În fine, când am ajuns în fața ghișeului, în fața ultimului tacâm, rămăsesem acolo eu, de la liceul din apropiere, o elevă de-a mea olimpică la fizică și o mămică foarte tânără, care avea copilașul de un an și ceva răcit. Noi ne-am uitat să vedem cine s-ar putea înfige să ia ultimul tacâm. Eu am renunțat, ca așa am pățit eu în viață de obicei. Olimpica a renunțat și ea. Și i-am lăsat mămicii aceleia să ducă puiul pentru copil. Și mă gândeam, cum am fost, n-aveam nevoie de o morală la sfârșit, că era foarte limpede. Așa am fost cândva. Când aveam mai puțin, eram mai buni, eram mai generoși, eram mai loiali. Nu știu ce s-a întâmplat cu noi. Aceasta ar fi pilda cărții. Da, este. Da, de altfel, am căutat, fără să premeditez, așa mi-a ieșit, dar mi-aș fi dorit și mi-a ieșit, adică să am... Să se poată identifica în carte și o valoare etică, adică morală. Ceva ca o pildă, cum ziceți dumneavoastră, în același timp o valoare cognitivă, adică de informație. Să se știe, să se cunoască, pentru că peste câțiva ani se va uita. Vă spuneam de tinerii noștri că unde ai văzut chestiile astea? Da, le-am trăit, nu le-am văzut. Și valoare estetică, bineînțeles, adică să fie o scritură nu doar acceptabilă, ci una agreabilă, să se poată citi cu plăcere, fiindcă ceea ce faci sau citești cu plăcere chiar îți rămâne.